avem și trebuie să o folosim de câte ori simțim că este nevoie. Și eu am simțit că este nevoie să facem această dezbatere publică, raportat la situația care a fost generată acum câteva luni, jumătate de an în municipiul nostru. Și pe scurt așa, am să vă prezint că noi avem un adăpost de animale, pentru animale, de câțiva ani, care a funcționat și funcționează și acum pe strada Păcurari, în zona fostului grob de gunoi, da? Care acum este o zonă verde foarte frumoasă și unde se află și centrul de recuperare a deșeurilor. Anul trecut, așa cum prevede legea, am fost la spre concesionare, prin licitație, acest adăpost. Încercând să avem măcar parteneri, dacă nu administrator pe deplin, ONG-urile de protecție animală. Din păcate nu s-a prezentat nimeni. Motivele nu le cunosc, dar le putem bănui. Probabil au considerat că este o responsabilitate prea mare. Și au preferat ca în continuare să rămânem noi responsabili de tot ceea ce se întâmplă acolo și îndrăznesc să spun de multe ori în tipicul românesc, e mai ușor să fii spectator profesionist. Și aici mă refer că noi ne pricepem la toate, de la fotbal încolo, decât să te implici efectiv în activitate. În această situație am fost nevoit să continuăm activitatea. Activitate care la un moment dat a fost întreruptă de către acel incident, cu acele filme și cu acuzele care mai de care de la persoana mea că sunt un criminal de animale și nu numai, până la alte cele. Bun. Am simțit nevoia să solicităm DSV-ului în punct de vedere, care au venit, au constatat că sunt și nereguli acolo, care au fost scrise frumos într-un proces verbal, pe care pentru mine a fost o chestie, să spun așa, sfântă, și care ne-am apucat de treabă. Și pe principiu că dacă sunt primarul unui municipiu și reușesc să administrez un municipiu, cred că reușesc să administrez și un padoc pentru animale. Și vreți să vă recomandați și am o mare cuvinte. Vă rog să vă spieți la cuvânt. Nu am terminat introducerea. Domnilor, ne-am gândit să discutăm, dar nu am făcut, nu am terminat introducerea. Vă rog să prevăzute de procesul verbal de control la domnilor de la DSV.
I-am invitat din nou, au constatat că cele cerute prin procesul verbal au fost îndeplinite. Mai mult, noi am investit din bugetul Consiliului Local în extinderea padocului, am reamenajat padocurile existente, am reamenajat o zonă unde era un spațiu mai larg, unde mai țineam animale și am fost reautorizați pentru acel adăpost de animale și pentru capturarea câinilor de pe domeniul public. De curând, în la Înalta Curte de Casație și Justiție, da? O să spuneți dumneavoastră în urmă, da, pe scurt așa, a respins cererea prin care ONG-urile și Asociația Națională, sunt multe care au cerut suspendarea aplicării prevederilor articolului 5 și 7, cred că, suspendarea ei. Pe scurt, conform legii, primarul poate să emită o dispoziție prin care să împuternicească o persoană din primărie care după 14 zile poate să emită o dispoziție de eutanasiere a câinilor care nu sunt adoptați și nu sunt revendicați de nimeni. Am subliniat poate, pentru că legea nu spune imperativ că să facă sau să nu facă, deci poate să emită primarul această dispoziție. De asemenea, vreau să vă mai spun un lucru, că tot în lege spune așa, câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit de această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat, motivat. Că eu, Ilie Viorel, și ca să nu dau subiect de discuție, din momentul când am spus că mă ocup de padul, m-am ocupat de padul. Și la momentul ăsta, nu cred că ni se poate reproșa mare lucru din ceea ce ar trebui să facem și nu facem. Eu spun că mai nimic. E vorba de transparență. Am montat camere de supraveghere video astfel încât orice persoană de oriunde să poată să vadă imagini în direct cu ceea ce se întâmplă la padoc. Asta ca să nu mai fim acuzați pe nedrept de fel de fel de lucruri. Am făcut eforturi bugetare împreună cu colegii din aparatul de lucru și Consiliul Local să extindem padocul. Să avem spații de cazare cât mai multe și conform cu cerințele legii, astfel încât să nu fim acuzați, chiar și la momentul ăsta, vedeți cum spune legea. Că dacă ai spații de cazare, nu e cazul să-i omori, să-i eutanasiezi. Ții. Deci noi am extins padocul tocmai că nu dorim lucrul acesta. Și vă spun de la început că poate mă întrebați că, bine, noi discutăm, dar un punct de vedere tot ai ca primar. Da. N-am vrut să-i omor, nu i-am omorât și nici acum nu-mi doresc. Și ca argument e domnul doctor aici de față care în vară îmi spunea, domnul primar, câinii ăștia sunt bolnavi, trebuie eutanasiați. Și ce am spus, domnul Zucă? Lasă-i, domne, că avem loc cu mine. Lasă-i să moară de până de. Faptul că nu i-a omorât conform legii, că avea drept, medicul are dreptul să eutanasieze câinii bolnavi și ce i-a găsit, am dat subiect câtorva persoane care cu acei câini bolnavi pe care eu i-am lăsat să trăiască împreună cu domnul doctor,
Că vezi, Doamne, toți câinii limonești așa arată. Asta mi-a fost răsplată, ca să spun așa. Dar n-aștept răsplată și recunoștință. Am învățat asta că nu trebuie să aștept, că ar fi cea mai mare deziluzia mea. Deci, acesta este cadrul. Acesta este punctul meu de vedere și astăzi v-am chemat aici pe dumneavoastră ca decizia pe care o iau eu și persoana împuternicită să aibă susținerea dumneavoastră, pentru că sunt în cadrul legal, dar pe de altă parte, așa cum spune și în lege, funcție de disponibilitățile bugetare. N-aș vrea să mi se reproșeze peste zile, luni, că am cheltuit banii pe care puteam să-i dăm premiu la un copil olimpic sau alt cuiva, dând mâncare la niște câini care ar trebui omorâți după 14 zile, cum spune legea. Eu aș vrea să vă prezint pe cei câțiva domni care am căcut aici în față, dar cu siguranță veți avea puncte de vedere și dumneavoastră din sală, da? Și aș vrea doar să avem respect față de cel care vorbește, să-l ascultăm până la capăt și să luăm cuvântul. Vă promit că vă dau cuvântul tuturor care doriți. Da? Pe distinsul domnului l-am prezentat și mulțumesc încă o dată de fapt, pentru faptul că această federație prin domnul președinte, am înțeles bine? Eu sunt vicepreședinte. Domnul Dinătețea care ne-a ajutat. Domnul Dinătețea este un domn care are o asociație, Star România. Da. O asociație care ne-a ajutat, da? După ce a avut timp și prăvăință să vină la Moinești, chiar atunci în mijlocul fierberilor, în mijlocul scandalului. Și chiar ne-a ajutat și din fondurile domniei sale a achiziționat puști pe care le puteți vedea în padocul de la Munici. Și mulțumim pe această cale. Tot aici este domnul doctor Băgu, cel care cunoaște, să spun, situația de la Moinești, care este de la Direcția Sanitară Veterinară, de la Poliția Popani. Da? Domnul doctor, vă rog, și mai o să prezinti. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului primar că a avut o amabilitate de a participa la această... Și o să... Nu e nevoie. O să vorbesc mai tare. O să dau citire la câteva lucruri legate de legislația noastră sanitar-veterinară. Acum avem legislație pe domeniu... Nu, lăsați-o. Și vreau să, de la bun început, să vă spun că magistrații înalții curții de casație și justiție au anulat la data de 26 noiembrie 2015, deci acum câteva luni, suspendarea normelor de aplicare a legislației privind câinii fără stăpân la solicitarea reprezentanților guvernului. Vreau să spun că această suspendare a durat circa un an și jumătate. Adică de când a fost suspendată și până s-a produs s-a produs casarea acesteia. Prin tremițele bătălii cu asociația de protecție animală se numără și eutanasierea câinilor nerevendicați și preluarea serviciului de ecalizare de către asociații și alte firme. Soluția acesteia. Deci admite că recurs cu casare și se emite decizia 3799 din 26-11-2015, admite recursul declarat de Guvernul României împotriva sentinței 1982 din 20 iunie 2014 a Curții de Apel București. Deci cel care a contestat această hotărârea din guvern 1059, care sunt normele de aplicare a legii 258 pe 2013, care modifică la rândul ei OUG 155, este în momentul de față sunt valabile, deci sunt de aplicat pe tot teritoriul României. Legislația în domeniul protecției animalelor, domnul de la protecția animalelor, o să vă spun că există legea 9, legea 5, legea 205, care prevede numai probleme legate de
protecția animalilor. Eu am să vă spun câteva probleme legate de obligațiile proprietarilor de câini. Și anume, să identifice, să înregistreze animalele în termen de 90 de zile. Proprietarii, deci în urma legii 258 a apărut ordinul 1 al Autorității Naționale Sanitare Veterinare, prin care proprietarii de animale au următoarele obligații: să identifice, să înregistreze animalele în termen de 90 de zile. Deci, dacă o cățea pată, proprietarul este obligat să ducă la medicul veterinar și să înregistreze aceste animale. Să prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare necesare. Să dețină asupra lor carnetul de sănătate al animalului. Să dețină asupra lor pașaportul animalului în cazul deplasărilor în străinătate. Să notifice medicul veterinar în termen de 7 zile eventuale evenimentele referitoare la animal. Vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moarte. Deci astea sunt tot pentru particular, să știți. Numai pentru persoane deci pentru care dețin animale. Să solicite medicului veterinar scoaterea din evidența și consemnarea morții în carnetul de sănătate. Să solicite utilizatorilor registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deci la nivel național există un registru care este în REX, care medici veterinari de pe tot teritoriul României înregistrează acești câini cu stăpân în REX. Să îi depalasteze periodic. Să prezinte animalul pentru efectuarea vaccinurilor antirabice. Vaccinarea contra rabia câinilor și pisicilor în vârstă de peste 3 luni, să știți asta, că de aia medicii veterinari din teritoriu efectuează aceste vaccinări, în România este obligatorie. Deci, în prezent, dacă ați observat dumneavoastră, medicii veterinari din teritoriu, medicii veterinari de liberă practică, vin la dumneavoastră, cei care dețin câini, și efectuează aceste activități. În primul rând, microcipare, după aia eliberarea unui pașaport sau unui carnet de sănătate și deci, după ce a făcut aceasta, deci el îl evidențiază în REX, Registrul Național. Dumneavoastră aveți posibilitatea și cred că e bine ca și primăria să se implice în această pentru comunele limitrofe, dacă se fac, în Bacău se face această activitate, ca toți câinii proveniți din zonele limitrofe să fie sterilizați. Aia care sunt de rasă comună, nu cei care sunt de rasă. Și asta de ce? Pentru că de acolo provin toți câinii care vin în oraș și sunt aduși în oraș. Sterilizarea este cel mai bun mijloc de a scăpa de sterilizare atât la femele cât și la masculi. Dar dacă măcar masculii sunt sterilizați, atunci totul este în regulă. Nu o să vă dau citire la probleme legate de REX. Medicul veterinar, medicii veterinari știu aceste probleme. O să vă spun câteva probleme legate de cum se modifică articolul 7 din legea 258. La articolul 7, câinii capturați și înregistrați în evidențele al adăpostelor pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează. În primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăpostelor, când pot fi revendicați de către proprietari. După expirarea termenului prevăzut la litera A, adică după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate în condiții legii. Revendicarea și adopția sunt gratuite. Deci dacă vreți să luați un câine de la adăpost, adopția și revendicarea sunt gratuite. Când e revendicat sau adoptat, pot fi eutanasiați în baza unei decizii, cum a spus și domnul primar, emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în temeiul stabilit în această decizie. Termenul va stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare. Atenție! Dacă la adăpostul de la Moinești, capacitatea lui este de 200 de capete. În momentul în care se depășește capacitatea, Direcția Sanitară Veterinară vine și oprește capturarea. Să nu credeți că dacă există un număr mai mare de câini, pentru că există aici niște norme. Spre exemplu, într-un
într-un spațiu din ăla, într-o boxă, deci trebuie să fie, să fie și protecție și bunăstare. Domnul de la protecție o să spună, dar de ce într-un spațiu din ăla sunt 15 câini? Nu, trebuie să respectăm, acolo trebuie să fie 4 câini pe 6,5 metri pătrați. De aia, domnului primar, noi am insistat atunci și pentru faptul că nu avea numărul necesar de boxe și nu avea capacitate. Bine că atunci s-au adunat și altele, printre care și ceva pentru care am interzis. Dar nu am interzis, am suspendat capturarea la adăpostul de Câmpără Stăpân. De aici. Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, de ca să știți că nu... Deci dăm o decizie pentru toți câinii să fie o eutanasiere. După ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Deci până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi ridicați sau adoptați. Cheltuielile necesare aduce la îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență suportă la bugetul local, așa cum a spus domnul primar. Legat de acest adăpost, eu de la compartimentul de poliție animalul care s-a înființat de aproximativ un an, am trecut prin mai multe greutăți, atât la dumneavoastră, cât și la celelalte adăposturi care le avem pe teritoriul județului Bacău. Vreau să spun că avem un adăpost, un domn de la protecția animalelor a fost la Bacău, acolo și acolo în doi greutăți. În momentul de față avem suspendat activitatea de capturare la adăpostul de la Unești. Mai există un adăpost înființat de curând la, nu știu dacă știți, l-ați văzut, este la Bubuș, este autorizat sanitar pe teren. Toate astea sunt autorizate, dar în momentul când nu mai îndeplinește condițiile de a fi adăpost, atunci ori se suspendă activitatea, ori se întrerupe activitatea acestor adăpost. Și mai avem un adăpost la un ONG de la Comănești. Doamna Miron, dacă o știți, soția primarului de la Comănești. Avem foarte mulți câini care sunt adoptați. Avem și câini adoptați în străinătate, la distanță. Este mai greu pentru cel care este gestionarul acestor adăposturi pentru cei care adoptă de la distanță, pentru că sunt niște condiții care speciale care trebuie să le îndeplinească. Adică el trimite bani și mai ales trebuie să vadă acel câine la o săptămână, la o lună, să-l vadă, nu? Cam așa e la distanță, da? Da, și atunci este mai greu. Dar adopții de la persoane fizice, persoane juridice, avem foarte mult. Angajat la adăpostul de cât care are licitată și este în momentul de față medic veterinar la acest adăpost. Vreau să-l felicit. Este un medic care a lucrat la adăpostul de cât de la Bacău. A venit la dumneavoastră, este un băiat care muncește. Are putere de muncă, este un bun specialist, efectuează toate activitățile sanitar-veterinare, inclusiv face tratamente antiparazitare, vaccinare, antirabice, după care și activități chirurgicale, care este de mare chirurgie și de mică chirurgie. Mare chirurgie prin cele legate de sterilizarea prin operații care se efectuează, dacă știți, dumneavoastră, și la oameni. La oameni, da, mai ales la doamne, la femei, foarte grele, operații foarte grele pe aparatul genital. Deci ca să extirpi la o cățea ovarele, este o activitate foarte greoaie, dar un medic veterinar care este priceput, le efectuează fără probleme. Eu doresc ca acest adăpost să-și continue activitatea pe mai departe, să urmează să sprijiniți această activitate, pentru că este o activitate a orașului și toți ne dorim să nu mai avem câinii printre câini care să producă evenimente și să avem oameni care să fie spitalizați, copii care să fie
se întrerupă activitatea de la școală și alte. Mulțumesc! Domnul doctor, vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea de astăzi, vă mulțumesc pentru aprecieri și vă spun că în continuare am mare nevoie de sprijinul dumneavoastră, de observațiile dumneavoastră, astfel încât să păstrăm permanent activitatea noastră în cadrul legal. Domnul viceprimar, Valentin Vieru, vreau să spună câteva lucruri despre ce înseamnă padocul, adăpostul de animale moinești. Ce a fost, ce este el acum, numeric, da? Vă rog. Bună ziua, vă spun și eu. Am să vă dau câteva detalii despre adăpost și despre activitatea desfășurată până acum de compartimentul de ecarizaj din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Așa cum vă spunea și domnul primar, această activitate a fost începută încă din anul 2010, când am construit acel padoc la fosta rampă de deșeuri. Atunci am început cu 7 boxe, o curte interioară, după care în anul 2012 am demarat construirea unei clădiri, care am și finalizat-o după un an de zile. În acea clădire acum funcționează un cabinet medical, o cameră de refacere a animalelor după operație, o magazie pentru alimente, un birou și un grup sanitar. Încă de la începutul activității, acolo am adăpostit câini, dar activitatea mai intensă a început odată cu încheierea unui contract de colaborare cu domnul doctor, de care spunea și domnul reprezentant al DSV-ului aici. Așa că în anul 2015 am întocmit un regulament de organizare și funcționare pe care l-am aprobat în Consiliul Local. Și prin acel regulament stabileam ca noi să executăm capturarea, având în dotare o pușcă cu tranquilizant, o auto-utilitară autorizată de DSV și puștile prevăzute în acea auto-utilitară, prose și alte materiale, mănuși și echipamente. În cadrul organigramei a fost aprobat un număr de posturi, este un responsabil adăpost, un muncitor calificat care are și atestat pentru a folosi arma din dotare, un muncitor necalificat care execută muncile necalificate din padoc în fiecare zi, precum și contractul cu domnul doctor, de care vă spuneam. Partea cealaltă de întreținere, am dorit să o concesionăm, așa cum spunea și domnul primar, în august 2015, nu s-a prezentat nimeni la licitație. La licitație, fapt pentru care am demarat, după acele evenimente din august anul trecut, am demarat extinderea padocului după suspendarea autorizației și de la 7 boxe am mai construit 34, astăzi funcționăm cu 41 de boxe, astăzi în padoc. 50 au fost capturați în luna ianuarie și 55 în luna februarie. Activitatea se desfășoară și astăzi. Această activitate a reînceput după ce a fost reautorizat de către DSR. De boxe în total, 37 ocupate. Având în vedere că într-o boxă care are aproximativ 10 metri pătrați în cap 5 câini, ar mai fi locuri 20 de locuri. Imediat. De la începutul activității au fost sterilizați 115 masculi, 50 de femele. Au fost adoptați un număr de 37 de câini. Aș vrea să vă spun și câteva din cheltuielile pe care le facem zilnic acolo. Mai întâi a fost dotarea cabinetului medical. Numai pe medicamente s-au cheltuit 23.000 de lei, pe instrumentar 10.000 de lei, alte dotări, frigider, mobilier, boiler, 6.000 de lei. În total, aproximativ, la acel cabinet, în acea clădire, s-au investit 40.000 de lei. Tot pentru întreținerea unui câine, sunt normative pe vârste, pe greutate, un câine adult trebuie să consume zilnic 600 de grame de mâncare. Pe lângă mâncarea pe care o consumă, pentru întreținerea lor mai sunt necesare medicamente, materiale de întreținere, curățenie, internetul, care este acele camere montate pentru a viziona în direct imagini de acolo, contractul cu medicul veterinar, utilități, apă, energie, cheltuieli, salubritate, mașină, șofer. Cheltuiala pe un câine pe zi este de aproximativ 7 lei. Dacă facem un calcul la 171 de câini ori 7 lei, cred că vă dați seama cam ce sumă, nu am acum. Un buget total pentru anul trecut, cât ați avut acest adăpost?
ați vrea să vă recomandați, în momentul când purtăm un dialog, vă ridicați, vă recomandați, spuneți cine e și după așa este civilizat. Nu? Nu cred că am o sumă fixă acum, da. Dar vă adresați scris, vă putem răspunde tot scris în cel mai scurt timp, așa cum prevede. Dacă permite să te duci. Da, corect. Un grup de ONG, noi ne ocupăm de adopții. Dar n-am terminat. Venim de la adopt, până la să vedem cu noastră. Da? Vă repet, dacă ne dați voie să terminăm cei de aici, după aia... Un buget pe 2015, suma totală, pentru că să spune 7 lei. V-am spus, vă adresați scris la registratura primăriei. Haideți să fim civilizați, domnule. Primiți și răspunsul. Nu poți spune la oasă, e vorba de cifre, nu vrem să le greșim. Nu era voință. Nu mă las că era voință. Deci, dar eu nu mă întreb care era voință. Voință, chiar nu mai apă nimeni pe aici de la... Deci trebuie să dau să-mi scoată exact toate costurile care au însemnat cheltuieli curente, cât și cheltuieli de investiții, referitor la extinderea padului. Am participat la o ședință similară la Bacău, ca să mă înțelegeți, unde s-a prezentat situația. Deci, buget. Cât reprezintă medicamente, cât reprezintă transportul, invitații dumneavoastră de la DSV și domnul de alături, știu, am fost la această întâlnire. Nu! Această întâlnire nu este o dezbatere de medicamente. Nu suntem pregătiți cu astfel de cifre. Și nu aș vrea mâine sau peste o săptămână să-mi reproșați că am încercat să denaturăm cifre. Eu nu reproșez, am întrebat. Deci, nu! Iar pentru bar câini la Bacău, să știți că plecăm cu câini la Bacău în seara asta. Am plecat și ultima dată când am fost. Haideți și vă rog. Haideți, nu mai fiți. Deci plecăm acum de la dumneavoastră. Puteți să, domnul veterinar poate să vă confirme. Venim în mod regulat, am venit cu cară și vreau să găsim o formulă prin care noi, ca ONG, susținuți într-adevăr de ONG-ul puternice de străinătate, să vă ajutăm să vă eliberăm de această povară care am înțeles că aveți o problemă cu hrana și cu care sunt. Da? Noi, pe capacitatea din PADOC, ne angajăm să susținem această cheltuială. Așa cum am precizat și din pregătire, din temele pe care vreau să le abordăm este cum putem să colaborăm astfel încât să nu fiu nevoit eu sau cel împuternicit de mine să emită dispoziție de eutanasie. Noi de asta am și venit să găsim o formulă de colaborare. Plecăm cu câini în seara asta, am plecat și data trecută, domnul veterinar poate să vă confirme, venim cu hrană, încercăm să vă ajutăm și nu vorbesc de 10 kg de granuri, vorbesc de 100 kg. Încercăm să vă eliberăm de această povară. Noi pentru asta am venit de la Bacău special. Bun, suntem ONG-uri care avem sute de câini trimiși în străinătate, avem mai mult decât avem dumneavoastră în momentul de față în adăpost în creștere. Și ne ocupăm de ei. Nu am venit aici. Pur și simplu să vedem. Am văzut padocul, am hrănit câinii în momentul de față, padocul vă venit și foarte bine. Da, lăsați puțin că ați mai făcut afirmația asta. De ce a trebuit să-i hrăniți dumneavoastră, domn doctor? Nu au primit hrana animalele astăzi? Ba da. Și atunci de ce credeți că ar trebui să... Că cineva din sală de aici poate crede că am ținut flămâns câinii aia tocmai astăzi, când am și dezbatere. Încă o dată... Ar fi și culme. Chiar atât de... Observători și ei, Sfântul Valentin. Vă fericit pentru modul care arată câinii. Am văzut adăpostul cum e lumea noastră. Deci câinii arată să vedem, nu sunt niște câini slabi, nu trebuie sub nicio formă. Asta, clar. Asta, vă mulțumesc că v-ați apărit. Eu îi mulțumesc domnului doctor. Nu vă imaginați, eu nu am putut să-mi imaginez că putem să avem atât noroc cu un astfel de om. Domnul doctor, ridicați-vă în picioare, vreau să vă vadă lumea, să știți că îl găsim că muncește și noaptea și oricând. Da? Deci, este chiar un om devotat și pentru activitatea de medic și pentru animale. Și asta ne ajută foarte mult, pentru că, să știți... Noi ne cunoaștem, dumneavoastră, a lucrat la Bacău înainte de a veni la dumneavoastră. Mă bucur, înseamnă că dați dreptate. Cunoaștem și v-am spus nu. Deci, nu avem momentul de față, sunt adăpostul care arată mult mai rău decât adăpostul dumneavoastră în care. Dumneavoastră arată chiar bine. Câinii nu sunt cunoscuți în nicio formă. Dar trebuie găsit o formulă. Spătiți să ne putem organiza, pentru că nu ne ocupăm numai de adăpostul dumneavoastră, ci vom încerca să suplinim cu hrană, pentru ca să nu mai cumpărați noastră hrană. Vă putem aduce noi, dacă doriți, să stabilim o anumită cantitate de calitate care o aveți dumneavoastră necesară. Aveți în momentul de față 4 padocuri libere, ceea ce e foarte bine. Deci, nu, da. Noi avem activitatea de capturare zilnică. Noi
Și continuă până când ajunge la capacitate. Cu asta s-a apurat controlul meu. 50 de câini până asta, noi am 37 dintre ei. Deci încercăm să intrăm în echilibru, să nu ajungem, să nu ajungem la o situație, să nu ajungem la această situație în care câinii să fie infectiți. Vă repet. Atâta timp cât am capacitatea ocupată la maxim, eu nu mai pot să cer bani consiliul local să extind padocul. Pentru că îmi dă cu legea în cap. Am înțeles. Zice, primare, asumă-ți răspunderea. Ce-i campanie? Nu vrei să mori câinii? Vă spun direct și poșleau. Că așa se discută. Și trebuie să discutăm unde schimbi lucrurile astea. La Bacău se discută de 2100 de câini. Deci să știți că raportul se păstrează. Bacău e undeva aproape de încă de 10 ori când Moinești. Dacă sunt 2000 la Bacău, ia că sunt 200 și la noi în padoc. Suntem tot acolo, efortul bugetar e acela. Dar de ce nu așteaptă domnul? Să vă terminați cuvântul dumneavoastră și domnii au fost, domnii au fost și au văzut pe domnul la mine de știe, întreaga hrană pentru 2100 de câini este asigurată de ONG-ul. Nu este asigurată în cheltuiala primăriei. Dați-ne posibilitatea să încercăm să vă ajutăm și să găsim o soluție de acolo, să nu omorâm câini. Noi plecăm în această seară cu câini de la noastră. Da. Mulțumim. Am reținut. Haideți să lăsăm domnul. Și mai aveți ceva de adăugat? Aș mai adăuga vis-a-vis de ce a spus domnul doctor de la DSV, vis-a-vis de câinii cu stăpâni. Există o hotărâre de consiliu aprobată cu ceva timp în urmă, prin care se vor lua măsuri și cu acei câini de companie sau câini cu stăpâni, să le spunem așa, cu care cetățenii ies pe domeniul public. În acea hotărâre este prevăzut ca fiecare să aibă asupra sa actul de identitate, carnetul de sănătate al animalului, o pungă sau un faraș mătură, ce în tot are pentru curățenia pe domeniul public atunci când își face nevoie. Aceste măsuri vor fi luate de poliția comunitară. În acea hotărâre de consiliu există și sancțiuni. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Da. Mulțumesc frumos! Pentru a avea, și vă rog tare pe scurt, domnul doctor, dacă aveți câteva, domnul doctor de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pentru a avea o idee despre impactul, pentru că există și această discuție, câinii nu sunt agresivi, trebuie lăsați pe domeniul public. Vă rog, domnul doctor, spuneți-le dumneavoastră. Da. Către sală, să audă sala, că mie mi le-a scris. Da, am făcut o situație în ultimii 2 ani, 2014-2015, legat de persoane care s-au prezentat la cabinetul antirabic din cadrul secției de boli infecțioase. În 2014 au fost în total 120 persoane. Luați microfonul. Au mușcate de câini. Dintre acestea, 60 erau mușcate de câini comunitari, câini necunoscuți. Bine, nu numai din municipiul Moinești. Din municipiul Moinești, în jur de 14 persoane au fost mușcate. Noi deservim zona, cred că, după cum știți, până la Dărmănești, Ghimeș-Palanca, da, partea cealaltă, Spărtenia. Exact, Balcani, cum ajută colegul. În 2015, din 141 de persoane care s-au prezentat pentru vaccinarea antirabică, 110 au fost mușcate de câini, din care 54 de câini comunitari necunoscuți, iar din municipiul Moinești, dintre aceștia 18 erau din municipiul Moinești. Deci, probabil, din mușcați de câini din municipiul Moinești. Cam acestea ar fi datele, nu merge, seci, statistice, ca să vedem. Cer scuze, intervin eu, mă numesc Florin Chiru, sunt medic al cadrul primăriei Mediu-Șorată și la serviciul de urgență al spitalului. Vreau să vă spun că aproape în fiecare gardă există o persoană care vine mușcată de un câine, da? Și marea problemă la momentul de față este că nu mai avem în țară, sub nicio formă, nici vaccin antitetanos și nici vaccin antirabic. S-a rezolvat. Acum are apărut. Deci, nu avem, suntem în imposibilitatea de a trata pacientul, da? Antitetanusul este obligatoriu la orice mușcătură, da? Și antirabicul, în cazul în care e câine necunoscut, e obligatoriu. Da? Deci am fost câteva luni de zile în imposibilitatea de a trata pacienții. Da? Deci devine o problemă socială chestia asta.
Și vreau să vă spun că nu am absolut nimic împotriva animalelor. Eu sunt lacto-ovo-vegetarian de aproape 20 de ani, tocmai pentru că nu concep să omor animale ca să mă hrănesc eu. Da? Pe principiul ăsta, sunt mai iubitori de animale decât oamenii care sunt aici în sală. Dar nu consider că trebuie lăsați câinii liberi, consider că această problemă trebuie rezolvată printr-o colaborare eficientă între autorități și ONG-uri. Echipă care chiar își face treaba. Domnul Tăbuzuie frumos, ați trecut la categorie. Da, pentru că două luni n-au avut foarte mai multe. La funcție anuală, mă rezolva problemă. Deficiența este sistemul sanitar român. Aș vrea să vă întreb, dacă ați putea să ascultăm și pe dumneavoastră, ați lucrat în primăria Muinești. Mulțumesc, domnule primar. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, prezența mea aici este, să zic așa, legată de a verifica modul cum se respectă și se aplică legea în teritoriu. Din punctul meu de vedere, legea trebuie respectată și aplicată. Am apreciat foarte mult punctul de vedere al domnului primar atunci când a citat din lege, poate să emită acea decizie de eutanasiere. Sigur, noi trebuie să facem o analiză foarte sinceră și foarte aplicată a situației în care ne aflăm astăzi. Pe de o parte avem niște constrângeri și aș enumera câteva. Numărul de câini din oraș, în al doilea rând, capacitatea adăpostului și presiunea financiară. Sunt câteva constrângeri. Pe de altă parte, avem iubitorii de animale și eu, sincer, vă spun, vă mărturisesc, sunt un om care iubesc animalele, așa cum spunea și domnul doctor, și eu am acasă la mine, la țară, câțiva câini pe care îi îngrijesc și fac eforturi pentru a crea un climat de normalitate a celor animăluțe. Dar trebuie să analizăm foarte bine și foarte atent aceste constrângeri pe care noi astăzi le avem aici. Unul din principiile care guvernează instituția prefectului este și transparența. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi aici este un exemplu de democrație, este un exemplu de bună practică, este un exemplu care cred că ar trebui urmat și de alte unități administrativ-teritoriale. Poate că primarul sau aparatul de specialitate s-a gândit înainte de a respecta și aplica legea. S-a gândit și a făcut această dezbatere în ideea de a fi transparenți. Eu am un uzicar. Acolo unde nu există transparență, sunt interese. Dacă există transparență, nu cred că sunt interese ascunse, să zic așa. Pentru că domnul primar făcea trimitere la experiența mea, să zic, în domeniu, vă spun celor care nu mă cunoașteți cu ceva ani în urmă, cu 3 ani, poate chiar mai bine, lucram la primăria municipiului Moinești și am fost unul din cei care am gândit, alături de aparatul de specialitate a primarului și de conducere, acest adăpost pe care astăzi dumneavoastră l-ați văzut prezentat în aceste imagini. Cunosc iubitorii de animale, în mare parte, de pe raza municipiului Moinești și mă bucur astăzi că vă văd prezența aici și că vă apărați interesele și o parte și cealaltă. Sincer, m-aș bucura să văd o singură echipă și să analizați cauzele. Noi astăzi discutăm niște efecte. Am ajuns într-o anumită situație. Spunea domnul medic, că sunt domnul doctor, că sunt în fiecare zi înregistrați oameni care au fost mușcați și așa mai departe. Am urmărit la televizor cu ani în urmă acele cazuri dramatice. Nu mi-aș dori să se mai întâmple și cu atât mai mult nu mi-aș dori în județul Bacău sau la Moinești. M-aș îndrepta spre câteva lucruri. În primul rând, să fiți o echipă. Și iubitorii de animale și cei care iubesc mai puțin animale. Și să căutați soluții împreună. Apreciez foarte mult prezența ONG-urilor de la Bacău și, sincer vă spun, ar trebui iubitorii de animale din municipiul Moinești să ia exemplu de la cei care au venit din alte părți.
fac eforturi, să știți că și oamenii ăștia sunt convinși că fac lucrul ăsta voluntar. Nu știu dacă cineva îi răsplătește financiar pentru treaba asta. Din timpul lor și-au rupt, au venit la Moinești, au venit și au adus cu ei și acele, acei saci de, de mâncare. Mai pleacă și cu câțiva câini. Și poate că exemplul lor ar trebui să ne dea și nouă de gândit, cei care suntem aici. Dacă în fiecare zi arătăm cu degetul spre alții și nu facem nimic, nu cred că e corect. Pe de altă parte, și apreciez, încă o dată apreciez foarte mult efortul celor care au venit din altă parte să rezolve în măsura posibilităților o parte a problemei dumneavoastră. Pe de altă parte, spuneam, trebuie să ne îndreptăm atenția spre cauză. De unde vin acești câini? Știu că legislația prevede foarte clar ce trebuie făcut. Și avem ordonanța de urgență a Guvernului numărul 155, care precizează foarte clar. Domnul doctor de la DSV a venit și ne-a spus că legislația și ne-a exemplificat câteva legi există. Știu că fiecare om care are acasă un câine are obligația de a-l steriliza. Am făcut noi oare asta? Vă spun că în proporție de 99% nu. Fiecare avem căței acasă, cei care stau la case, și în momentul în care s-a întâmplat să se înmulțească, îi luăm cumva și îi ducem nu știu pe unde. Cred că ar trebui să plecăm de la cauză. Degeaba rezolvăm problema aici, în municipiul Moinești. Sunt convins că toate comunele învecinate au problema asta. Știți ce se va întâmpla? Vom strânge de la Moinești sau veți strânge 1000 de câini și în 2 săptămâni sau 3 săptămâni, ceilalți câini care sunt în comunele învecinate vor se vor regăsi în municipiu. Am rezolvat problema noi. Ne vom întâlni din nou și iar vom face 2 tabere și iar vom spune că unii sunt mai buni decât ceilalți și așa mai departe. Iar acei oameni care au fost mușcați sau acea statistică de care s-a amintit aici va continua să persiste. Cred că, repet, ar trebui să ne uităm foarte atent în curțile noastre. Și acolo unde sunt situații de genul ăsta, mai ales că există astăzi la Moinești un sistem care funcționează. Există un doctor veterinar care am înțeles că este foarte dedicat. Cred că fiecare cu cățelul nostru în braț ar putea să ne ducem acolo și să-l sterilizeze, să-l deparaziteze și așa mai departe. Aici ar trebui noi să lucrăm mai mult cu toții, nu autoritatea sau ONG-ul sau fiecare dintre mai mele responsabilități. M-am întrebat și eu de ce în alte țări această problemă e de domeniul trecutului. Pentru că, în primul rând, se respectă și se aplică legea. Spunea domnul doctor de la DSV mai devreme că a expirat de mult termenul până la care fiecare dintre noi trebuia să ne ducem cu cățelul nostru din curte să-l sterilizăm. Repet, nimeni n-a făcut nimic sau foarte puțin din cei care au căței acasă. Asta e o problemă și încă o dată și vreau să mă opresc pentru că aș putea să vorbesc mult, dar vă las pe dumneavoastră să dezbateți. Apreciez enorm transparența de care a dat dovadă Primăria Municipiului Moinești. Este un exemplu și să știți că în județ am așa o radiografie a unităților administrative teritoriale, nu prea se face lucrul ăsta. Și acest adăpost de care vorbeam mai devreme antevorbitorii mei, este un adăpost de ce știu eu, care respectă legislația. Există, să zic așa, aplicare din partea autorității publice. Noi nu avem dreptul să arătăm cu degetul nici într-o parte și nici în cealaltă. Haideți să facem echipă, să facem o singură echipă și să eliminăm cauzele. Dacă vom elimina cauzele sau le vom reduce, sigur, nu vom vorbi de efecte majore peste, eu știu, jumătate de an sau poate peste un an. Încă o dată, mi-aș dori să fie o dezbatere fructuoasă. Mi-aș dori să plecați din această sală niște concluzii. Mi-aș dori să faceți echipă și, în măsura putinței dumneavoastră, fiecare să contribuie cu ceva. Să știți că nu sunt vinovați unii sau alții, ci fiecare dintre noi. Aș încheia
aș încheia prin a spune că instituția Petreptului pe care astăzi o reprezint aici vă este aproape și dacă considerați și când credeți că aveți nevoie de sprijinul nostru, vă stăm alături. Vă mulțumesc, aștept cu mare interes să văd la ce concluzii veți ajunge. Eu aș fi putut să mă pronunț, dar cred că punctul meu de vedere ar fi influențat, poate ar fi avantajat pe unii și ar dezavantajat pe alții. De-aia mă abțin, nu voi spune ce cred eu că ar trebui făcut, repet doar, legea trebuie respectată și aplicată. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc de el! Mulți scoți în stradă, nu îl lăși de capul lui pe stradă, nu le expui să îl calce mașina sau mai știu eu ce se întâmple cu el. Da? Nu vreau să fac referire la afirmațiile legate iarăși la persoana mea, cum mi-aș trata eu propriile animale. Da? Am avut aproape permanență 3 câini acasă, acum mai am 2, unul l-am dus la mama pentru că era lipsită de apărare și îngrijesc cu multă dragoste și investesc în acele animale, eu chiar mai mult. Da? Ori, așa că trebuie să procedăm fiecare. Și lucrul acesta l-am mai spus de multe ori, chiar când s-a întâmplat ca un câine să fie călcat de o mașină pe stradă. Chiar de către un activist OEG. Și atunci am spus, cum e? E mai bine să-l calci cu mașina sau să-l ducem la padon? Și atunci mi-a dat și mie prima dată dreptate. Da? Deci eu cred că toți iubim animalele într-o mai mare sau mai mică măsură cu un interes sau fără un interes. Da? Dar eu cred că locul animalelor nu este în spațiul public. Acest lucru îndrăznesc să mi-l asum și să-l spun. Nu mă ascund după acest lucru, pentru că eu, asta este credința mea. Și fiecare cred că avem un punct de vedere despre lucrul ăsta. Nu o să avem timp să ascultăm chiar toate punctele dumneavoastră de vedere a tuturor celor care sunteți aici. Dar mi-aș dori la final să rămân cu, sau să mă influențați în decizia pe care o să o iau. Da? Vă rog, spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră lucrurile detașat de mâine, să spun așa, dar implicat mai mult în partea asta de ONG. Mulțumesc mult! Să folosesc microfonul ca să mă puteți auzi mai bine. Da, problema câinilor fără stăpână, așa cum știți, e una din cele mai controversate chestiuni care se discută de foarte multă vreme și, din păcate, de ani de zile nu s-a reușit rezolvarea acestei chestiuni. E evident ce spune și domnul primar, că locul unui câine n-ar trebui să fie pe stradă. Acum, pornind de la o situație reală în care avem niște resurse, niște adăposturi, niște un număr de câini, în primul rând trebuie să pornim de la cauza, așa cum a spus foarte bine domnul Superprefect, trebuie să atacăm cauza și nu efectul. Sau să le atacăm pe amândouă, dar în primul rând concentrându-ne pe cauză. Ideea de a, în permanență, de a spune că retragem câinii din teritoriu, după care avem o problemă, fie să îi menținem în adăposturi, fie să găsim alte soluții, n-a funcționat și nu va funcționa nici de acum încolo. Chestiunea că în România sunt atât de mulți câini este, în primul rând, o problemă și o situație în care autoritatea publică, care pe de o parte legile au fost foarte proaste, aplicarea acestor legi și am ajuns în situația de față în care există, să zicem, din nou un fel de mobilizare generală după un accident, după o tragedie. Este evident că până în situația în care nu se vor lua măsuri de control a populației din teritoriu, nu vom putea să avem niciodată o soluție. Faptul că acest subiect dezmină societatea românească, că pune o presiune uriașă pe niște oameni care nu vor să accepte faptul că niște ființe care nu au greșit cu nimic să fie omorâte ca și soluție finală,
Este o situație foarte tristă și mă lovesc zilnic de această problematică și pot să vă spun că nu aici se află cheia dacă trebuie să le omorâm sau să nu le omorâm. Acum, în situația de la Moinești. Moineștiul este o comunitate extrem de agreabilă. Eu am nimerit întâmplător aici în urma unei mediatizări, unei situații din adăpostul din Moinești. Am venit la scurtă vreme, am întâlnit o stare de fapt, am discutat cu cei, cu domnul viceprimar la acel moment și le-am sugerat, am fost cu domnul Țilman din Elveția, un domn care are o asociație și care se preocupă de situația câinilor comunitari. Domnul Țilman a trimis și o scrisoare către administrația publică locală și către membrii acestei dezbateri, în care spune clar că speră din tot sufletul ca soluția eutanasierii acestor câini să nu fie aleasă atâta timp cât există alte variante disponibile și atâta timp cât există interesul asociațiilor și celor care pot contribui la o soluție alternativă, pentru că un parteneriat public-privat este până la urmă soluție eficientă. Noi putem să fim pe poziții antagonice, dar nu vom reuși să găsim o rezolvare finală pentru această chestiune. Și atunci, transparența decizională și transparența în aceste adăposturi sunt primul element de care și eu țin cont. Atâta timp cât se dezbate un subiect, cât nu pare să fie o afacere la Moinești, pentru că există multe comunități în care această chestiune s-a transformat într-o afacere extrem de urâtă. Aici există un serviciu public, există niște costuri, se pot cere pe liber acces niște informații, nu cred că sunt mari probleme pe care le-am putea. Chestiunea este următoarea. În momentul de față, cadrul legislativ, din nou, este în discuție. Domnul doctor de la DSP a spus că, domnule, e o decizie a înaltei curți și, bun, există această decizie, dar, pe de altă parte, în momentul de față, lucrurile sunt foarte clare. Nimeni nu obligă o comunitate să aleagă soluția eutanasierii, deci este până la urmă decizia dumneavoastră ca și comunitate, bineînțeles, prin Consiliul Local, prin reprezentanți, această dezbatere publică ar trebui să vă puneți problema și asupra chestiunilor, pe de o parte, de legalitate, și aici lucrurile sunt mult mai nuanțate, deci ca un câine să poată fi eutanasiat, legea trebuie să fie respectată extrem de riguros, iar decizia trebuie să fie individuală după ce toate celelalte etape s-au parcurs. Asta înseamnă încercarea de adopție, înseamnă mediatizarea situației, lucru care se încearcă și se face destul de bine la Moinești. Dar numai după ce toți acești pași au fost parcurși, se poate emite această decizie. Și atunci rămâne chestiunea legală, unde lucrurile sunt extrem de complexe și rămâne de discutat când se poate ajunge aici. Rămâne chestiunea morală, dacă într-adevăr aceste animale care sunt practic victimele unui sistem care n-a funcționat și unor autorități care n-au reușit să găsească soluții, și rămâne problema deciziei noastre în final, ca și comunitate, dacă vă doriți ca Moineștiul să fie un punct pe hartă în care să se spună, domne, oamenii au decis că nu au altă soluție decât uciderea acestor animale. Și părerea mea este că dumneavoastră trebuie să judecați în așa fel încât, pe de o parte, să fiți protejați, pentru că și eu sunt un membru al unei comunități și eu circul pe străzi și permanent să-mi doresc ca să nu existe probleme. Există o chestiune și de prioritizare. Deci dacă nu ai resurse, trebuie să retragi din teritoriu câinii care, într-adevăr, reprezintă un pericol. Și atunci sunt tot soiul de etape care trebuie parcurs. Dar chestiunea de astăzi este esențială ca dumneavoastră să înțelegeți că este determinant, indiferent dacă acum în sală se află mai mulți, să spun eu, oameni care nu mai pot tolera prezența câinilor pe stradă. Lucru pe care îl pot înțelege. Ideea că acum soluția ar trebui să fie eutanasierea și capacitatea adăpostului să permită preluarea altor câini, nu este, vă spun la modul cel mai cert, că nu este soluția. Pe de altă parte, primul
pas care trebuie făcut într-o situație de genul acesta, pe care normele, deci o situație pe care normele o prevăd în mod explicit, este un plan și o situație în care se vede exact numărul de câini, iar adăpostul trebuie să fie adecvat acestei situații. Deci nu se poate crea un adăpost care să aibă o capacitate mai mică decât capacitatea necesară pentru problema câinilor din Moinești. Și atunci, în acest echilibru de forțe legislative, morale și de imagine, eu doresc ca dumneavoastră să găsiți cea mai bună soluție și în așa fel încât, pe de o parte, să vă rezolvați problema, pe de altă parte, soluția aleasă să fie, să spun eu, să vă reprezinte și să nu pune comunitatea într-o situație în care, eu știu, la un moment dat să fie o imagine negativă pe care am văzut că nu v-ați dorit-o nici în vară și mă gândesc că nici de acum încolo nu o puteți. Eu vă doresc, eu ca și om sunt un mare critic al autorităților publice în situația în care iau decizii greșite. Sunt pe de o parte vicepreședintele Federației Naționale pentru Protecția, pe de altă parte președintele unei asociații numite Alianța pentru Combaterea Abuzurilor. Și noi avem tot soiul de chestiuni pe rol, inclusiv la Înalta Curte, tocmai în chestiunile care nu sunt eficiente, care nu sunt corecte în legislație. Mă aflu aici alături de domnii din administrația publică pentru că am răspuns curtoaziei și invitației dumnealor și le mulțumesc pentru această dezbatere, dar rămân în continuare un om care analizează extrem de ferm reacțiile autorităților publice și încerc să găsesc un echilibru în așa fel încât împreună să putem să funcționăm, dar respectându-ne și respectând și legea și tot ceea ce v-am spus eu înainte. Vă mulțumesc și vă doresc să găsiți soluția cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Dumneavoastră, cei care doriți să vă spuneți punctul de vedere. Aici, după care urmează domnul Aimea. Vă mulțumesc. Bună seara tuturor invitaților, domnului primar, domnului viceprimar, care cu cinste conduce acest oraș al Moinești, a făcut din el o bijuterie, eu mi-l amintesc. Da, altceva. În legătură. Este, nu vreau să zic că ne arată foarte urât. Îl opresc și da. O să opresc pe toți. Da. Punctual legat de câini. Sunt unul care am trăit o dramă, dar în familie, la mine, un moment care ne-a afectat foarte mult. Mi-a mușcat o fată care lucra la Spitalul Moinești, așa, mi-a mușcat-o de două ori. O dată, în urmă cu aproximativ 15 ani, și am mers cu ea, deci vă dați seama cât de greu era, trebuia să facă naveta, să facă antirabic la Onești, pentru că la Moinești nu era. În zona mâinii. Injecție, tratamentul antirabic. În urmă cu 4 ani de zile, mai jos un pic de, tot în oraș aici, mai jos de nou vechiul hotel. La fel, i-a ieșit un câine și a pus labele în față aici și a pus o muște de față. A pus mâna, s-a varat cu mâna și a prins-o de mână, i-a rupt haina de piele, vinte, îmbrăcată cu o costumație mai groasă. Eu ce aș vrea să vă spun dumneavoastră și aș face un apel tuturor, prezența câinilor în orașul Moinești, acestor câini vagabonzi, vin, sunt câini foarte mulți care vin și din altă parte. Cineva mi-a spus când a văzut o mașină care a descărcat deci, cu câini chiar aici la Gura Feții. L-am certat de ce nu a luat numărul mașinii și trebuie să fim toți, să ne implicăm, să le transmitem celor cunoscuți, prietenilor, vecinilor, să fim mai vigilenți în legătură cu chestia asta. Degeaba noi îi omorâm să strângem câinii în orașul Băiești, că vin alții și ne-i aduce cu mașinile și descarcă aici. Odată mi s-a întâmplat în zona spitalului contagioase, când era o turmă de câini, cred că în jurul la 20 și ceva de câini, nu știau încotro să o ia, erau atunci aduși, descărcați, lăsați acolo și își căutau teritoriul. Așa, și
apreciez foarte mult. Vedeți dumneavoastră, deci, eu înțeleg ce spuneți, că susțineți ideea că trebuie să spune pe domeniul public. Trebuie să, în litera legii, eutanasiați, eu așa cred că acei câini bolnavi, și dacă numărul lor este destul de, este prea mare și este depășit și nu mai puteți face față cu acei câini sănătoși și nu vin, deci mi-a plăcut ideea domnului de spate care a zis că vine să vă ia câini de aici, să-i ducă nu știu unde. Bun, e minunat, da? Eu am făcut un calcul, deci mă zic că mâine, acum pe domeniul public, este numai noi județul. Eu așa te de ani, nu mai... Păi sunt, cred că, în jur ce de... Ce se mai crezi că o crize? De 3 de locuințe, nu la loc, la casă. Ia uitați, unul din 10, dacă am luat o câine acasă, am rezolvat problema. Eu am iubit câinii, iubesc. Dar să fie legat, eu am crescut la țară și vă mulțumesc și mă iertați. Bună seara! Roșia mea este bună. Hai să ascultăm, că doamna, când suntem mai rapid... O să-mi cer scuze după ce vorbesc, trebuie să spun altă parte la ora 8 și deja e foarte târziu. Problema este în felul următor. Când mi s-a reproșat așa oareșcum, că n-am participat anul trecut la licitații. Noi suntem un ONG prea mic. Dar tu n-am reproșat nimic nimănui. Un pic. Ați știți și voi. Așa. Noi suntem un ONG așa de mititel și fără bani, așa că ce am putut am făcut. Lumea ne știe, încercăm să facem ce putem. Referitor la următoarea licitație, nici la următoarea nu o să putem participa, tot din lipsa banilor. Deci, asta e. Ce putem face, într-adevăr, să încercăm pentru ceilalți să mai adoptăm unul, doi, trei. Deși dumneavoastră știți foarte bine că noi mai avem discuții. Și tot efortul financiar care s-a făcut la acei clienți a fost al meu și al domnului Borg. Și... Așa că asta, ca variantă pentru... În schimb, iarăși ce s-ar putea face, să ajutăm cu... Căriere, curățenie sau ceva de genul, asta nu e de discutat. Scuze, da. Nu mulțumesc, nu? Am avut o experiență neplăcută și... Dacă nu, atunci nu. Dacă nici măcar din greșeli nu învățăm, înseamnă chiar ce bun, dacă o secundă. Da. Și, într-adevăr, eu nu sunt de acord cu eutanasierea, trebuie să încercăm să-i adoptăm. Cum ați zis și dumneavoastră, dacă unul din 10 ar adopta, și să știți că nu e așa. Eu vorbesc pentru doamnele care vă spun să-i luăm noi acum. Mulțumesc, bună seara! Mă rog, problema știți care este? Acum eu n-am înțeles, poate sunt mai greu de cap. Noi ce analizăm aici? Padocul sau câinii din Moinești? Nu. La padoc sunt două secunde. La padoc... Vreau să vă răspund. Da. Deci... Da. Sunt... E vorba de starea, de fapt, care se regăsește în municipiul Moinești, faptul că avem un adăpost care poate să caseze peste 200 de câini, faptul că la ora asta avem ocupate 170 de locuri și că pe domeniul public mai sunt după estimările noastre 150-200 de câini. Ce facem cu acești câini? Asta era întrebarea. Noi nu analizăm, acolo îi sunt foarte bine așezați. Și cred că ați înțeles de la bun început. Nu e nici dispoziție să-i omor, dar din cât am loc în padoc. Chiar dacă legea spune că pot să faci asta. Asta am stabilit-o de la început. Cei care problema mea este ce se întâmplă cu cei care sunt în padoc sunt foarte bine că sunt acolo. Cei care sunt afară, ce facem cu ei? Cine? Aș vrea ONG-ul de aici să se implice, nu să vină cu saci, să-mi aducă mâncare, să face său carne macră, că magazinele ați văzut și de pe filme, sunt pline cu mâncare, haideți ONG-urile să vedem ce facem cu ăștia, cu ceilalți câini. Și eutanasierea. Nu se referă de acum că eu omorând. Eu am avut, nu vreau să povestesc, un câine mare și l-am avut pe domnul doctora Catrine. Și m-am dus cu el la domnul doctor. Domnul Ioniță Omorâță. De ce? Nu mai trăiești. Nu-l omor. Omorâță, casa este. Deci eutanasierea se referă la câinii care sunt bolnavi și nu mai avea ceva de trăiești.
nu de așa să-i omorâm pe vreau să vă spun că eu cred că important este să înțelegeți și mesajul meu, pentru că în final eu iau decizia. Da? Mă consult cu dumneavoastră și întrebarea mea este, și vă rog să vă referiți direct, fără să mai povestim cazuri personale, că toți avem experiențe, pozitive, negative. Vreau să spuneți clar, ce facem cu acești X câini, 100, 100 și cum m-a ajutat să-i adoptăm și să-i hrănim pe cei existenți. Aici sunt cele două probleme. Domnul, vă rog, v-ați văzut și un film. Domnul, vă rog. Ați făcut o treabă bună, ați făcut adăpostul ăla minunat. Am fost acolo, sunteți lângă Comănești. Comănești este un oraș care ține câini, 2000 de câini, da? Nu-i păcat acolo să-i ucidim pe ăștia care i-ați adunat acolo. Pistrezi ați pus asemenea ore. Informații greșite. Orașul Moinești nu sunt mai mult de 10-20, Lugăcești nu sunt mai mult de 10-20. Fără să vă documentați. Domnilor, am văzut că am făcut doi pași. Nu vreau să intru în discuta. Dar vă rog frumos, poate nu mai e cei mai mulți, eu așa vorbesc, că altă înțelegere, până acum, lasați așa, se găsește frumos, să trăiți. Ernia Grigorescu, s-a discutat de câini, n-am auzit pe nimeni să discute despre pisici. Sănătoasă, nu merita. Nu sunt sănătoasă, sunt cardiacă. Și de ce apropo de la emoții? Aceeași problemă pe care a ridicat-o vecina mea, eu avem toți locatarii de la scara E1 și 2, de pe strada generală Ieremia Grigorescu.
15 minți, zic pisici, le-am putut număra. Restul nu le-am putut număra, că au fugit. Toată iarna au fost cazate în volul blocului și uneori și în apartamentul persoanei care le iubește. O să ieși cu doamna care le iubește, să-și facă bine, să-și facă, cum îi zice dumneavoastră, pagă și să se ducă cu toți ziceți de acolo. Și nu mai putem să le era. Am aici, domnule primar, vă rog să vă uitați, am din multe anul ăsta, din 65 de ani acum am ajuns, sunt aveți părți de muță și de pisică. Am pe scară pe vecinul Pordea, vă rog, este aici, are stent la inimă, când ajungem pe bancă în fața blocului, simțim nevoia să ne odihnim. Nu ne putem așeza pe bancă, acolo este un normal de muță, prinde păr, nu poți să scoți pădura la scuturat, nu poți să scoți coborul, trebuie să pui un naidor pe care să-l arunci și apoi să pui pădura. Le mișcăm mai greu, nu atunci. Ieri am fost la locul solicitarea, astăzi am fost acolo, lăsați-mă câteva zile, să trec de fazul ăsta cu dezbaterea cu fiii și găsesc o soluție și pentru asta. Și vă rog să mai teniți de un minut. Un minut să mai termin. Vă cunosc și vă respect, de aceea nu v-am spus până acum nimic. Din respect, vă mai rog, permisiunea un minut. De sărbători am avut în vizită fetița, nepoțica noastră, care a venit însoțită de 3 studenți din Marea Britanie. Părinții lor s-au străduit și i-au dus prin toate locurile frumoase din țară, pe la Brașov, prin Bucovina, ca să le arate că țara noastră nu este o țară de câini și de berbedei și de hoți. Și au fost foarte încântați acei studenți. Eu am insistat, vino la mine să-i văd și eu. Când au venit în fața blocului, ce credeți că au întrebat acești copii în limba engleză? Au întrebat pe nepoțica mea, unii din mâncă mâți? Pentru că au văzut așa o mare mâncă, nu este cumplită. Și acesta cred că este tot un caz de patriotism local. Nu trebuie promovat orașul care s-a schimbat în cât s-a schimbat de mor. Noi care costă mii de lei și milioane. Și noi, la fața lor, putem să promovăm orașul nostru. Vă mulțumesc! Monitorizată în zona noastră, astru și permanent. Vă rog! Bun. Dacă dorește cineva să-mi dea un răspuns clar la întrebarea și lui. Domnul Bățu, aveți răspunsul? Da. Nu am să încep cu o întrebare, am să vă spun că am venit cu mare drag la dezbaterea asta, vin foarte rar pe la primărie și am venit din două motive importante. Unul, din perspectiva iubitorului de animale și doi, din perspectiva cetățeanului de rând, cu pretenția de a fi respectat și de a-și putea, eu știu, desfășura activitatea și viața de zi cu zi în deplină siguranță. Am rămas puțin încântat și în același timp surprins de atitudinea dumneavoastră, a tuturor de aici. Mi se pare, dacă vreți, un câștig al democrației, dreptul de a ne exprima tot ceea ce gândim. E bine că și mi-a venit în minte o chestiune interesantă. Cineva spunea că noi oamenii suntem obligați să trăim împreună, adică în comunități. Și pentru asta fie ne educăm, fie ne acceptăm așa cum suntem. Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzia. Eu spun că suntem pedepsiți să ne acceptăm așa cum suntem. Sigur că întrebarea la răspunsul dumneavoastră este foarte simplă. Parcurgeți toate etapele pe care prevăzute de lege și dacă ele sunt epuizate, încheiați cu eutanasierea, pentru că este necesară, indiferent că eu știu, voi fi privit ca un om care își exprimă un punct de vedere un pic mai dur, dar faptul că această lege a fost trecută prin toate chinurile facerii și ea mai fost odată supusă dezbaterii publice atunci când ea a fost în Parlament, cred că legiuitorul, prin caracterul permisiv al legii, ne-a dat drepturi să mai facem și noi o dezbatere publică, dând posibilitatea, eu știu, autorității locale să își împărtășească și un punct de vedere al celor care sunt beneficiarii de drept al acestei legi. Am rămas puțin surprins de afirmația domnului prefect care spunea că și-ar dori ca Moineștiul să fie un punct unde
să spună toată lumea sau nu știu ce, nu domnul de la Menger, cer scuze, un punct în care se spune că suntem iubitori de animale. Eu aș vrea să ne facem remarcați ca un punctuleț mai mic ca al dumneavoastră, în care să se spună că în Moinești oamenilor li se respectă libertățile constituționale și una din ele este aceea de a, de a fi protejați sub toate formele ei. Deci răspunsul meu este da, domnule primar, este bine. Sigur, nu am să încep să vă laud, pentru că nu m-ați crede, așa, și știți dumneavoastră de ce, așa. Deci nu m-ați crede, nu am să vă laud, dar sunt convins că padocurile sunt făcute conform statuturilor, sunt convins că ați făcut tot posibilul să acordați un buget corespunzător acestei chestiuni atât de importante. Iar dumneavoastră celor prezenți, nu rămâne decât să vă spun că nu mă așteptam să veniți într-un număr așa de mare și m-ați determinat ca de acum să fiu prezent la toate dezbaterile publice. Mulțumesc frumos! Un buget în concordanță, a spus. Eu aș spune un buget corelat cu celelalte nevoi ale municipiului. Nu vă imaginați ce lupte am și ce discuții am avut și astăzi la mine în birou, legat și cu Direcția de Sănătate Publică, care nu-mi dă voie să angajez un medic. Despre asta e vorba. Iar eu sunt pus în situația în care, din bugetul local, cheltui bani cu alte destinații. Vă rog, Mișoara. Da, vreau să vă spun de Șmana Maria și am un ONG în Bacău și am eu, un adăpost, domnul director de la DSB știe, unde am exact cât aveți noastră aici în oraș. Deci eu singură, pot să vă arăt mâinile mele de inginere să mă arată, îngrijesc 170 de câini. Și se poate. Acum am venit aici la dumneavoastră pentru că am vrea să facem ceva ca să nu se ajungă la eutanasiere. Adică eu o să plec de aici acum 5 câini, prietena mea care are și eu un manager la fel cu câțiva câini. Am fotografiat toți câinii, o să-i punem să vedem dacă mai sunt și alți amatori de adopție. Am vrea să facem un grup care să strângă mâncare și să livreze mâncare, așa cum se întâmplă la Onești, la Bacău pentru câini, ca să nu mai fie o problemă bugetul. Aș vrea să întreb ceva pe domnul primar. Domnul primar, ați spus că într-adevăr bugetul, dumneavoastră cred că visa și noaptea, cât este bugetul orașului? Și cât reprezintă ce dați pentru câini? Ce procentaj? 5%? 10%? Pentru că nu sunt venituri proprii. Este, le aproximativ 12 milioane de roi. Da. Că salariile sunt aproximativ 7 milioane și jumătate, cred că după creștere. 7 și jumătate. Că celelalte cheltuieli de funcționari, apă, curent electric și celelalte, se mai strâng la o sumă și ajungem exact la discuția pe care am purtat-o și astăzi, nu cea de care aminteam mai devreme, o alta, cu persoanele care sunt însoțitoarea cu handicap, da? Cele care primesc un salariu care este de 777 de roi acum, pentru că îngrijește de o persoană bolnavă, uneori gravă. Și au venit la mine și m-au dojenit că nu ne-am majorat salariul. Că municipiul Bacău a majorat salariul, Comăneștiul a majorat salariul. Că permite legea, din bugetul propriu. Mă ceartă polițiștii locali care au, cred că, jumătate din salariul unui polițist municipal pentru că nu le acord dreptul lor legal de hrană. De peste un an jumate, cred că au acest drept câștigat prin lege și nu am de unde. Nu mă plâng, să nu mă înțelegeți. Dar eu trebuie să fiu un om echilibrat. Ca în momentul când am dat drumul la hrană, trebuie să majorez și eu celălalt și vedeți ce se întâmplă la nivel național. Când am majorat salariul la doctor, asta e profesorul, a venit ăla. E, la fel e și aici în toată țara, dar trebuie să spuneți oamenilor, următorul lucru, că domnul director de la DSV și legea vă obligă să aveți un adăpost și să prindeți câinii pe stradă, da?
Deci, dumneavoastră, da, nu, domnul director, nu este obligatoriu fiecare localitate să aibă adăpost? Nu, sunt date localități care nu Deci nu este prevăzut la articolul 1, ca fiecare consiliu local din toată România să facă adăpostul pentru gestionarea comunității. Se știa că dacă mai spune și acolo limita bugetului, majoritatea legilor noastre, așa sunt, majorați salariul ăla, în limita bugetului. Și nu are să se spune în majoritatea. Este inclus și salariul la muncitor, nu mai trame de 7 lei, dați-vă pe salariul. Da, salariul și utilitățile și... Da, nu este așa, nu este așa, nu este așa, deci e inclus și salariul. Da, da, obligatoriu este pentru că și îngrijitor, nu am fost la discuție, pentru că eu tot s-a înscris de atât s-a înscris și de atât s-a înscris de atât. Și-a dat simt, și-a schimbat situația în acest adăpost și acum arată decent. Într-adevăr, așa este, acum arată decent, dar până acum câteva luni nu arăta așa și situația pe care am primit-o acolo era groaznică, da, prin care m-am murit în brațe și așa mai departe și flămânzi. Da, a fost, într-adevăr, acum nu mai este, așa este. De realiști și într-adevăr, acum nu mai este. Deci, da, nu mai este. Domnul doctor, o să mă spuneți mâine. Ne apropiem de aproape 2 ore de discuții și cu tot respectul, cred că este prea mult pentru o dezbatere, pentru că deja nu ne mai ascultăm. Suntem obosiți, ieși seara cam târziu, dar am ținut să fie la o oră mai târzie ca să puteți să participați. Și s-a văzut că a fost o idee bună ora 16:30
și vă mulțumesc că, încă o dată că sunteți aici. În principal, cred că cunoașteți deja decizia mea pe care mi-am exprimat-o de la început. Eu vreau să vă cer celor care doriți să vă implicați și care, în urma acestei dezbateri, care dezbateri, nu am auzit păreri pro, contra, pentru eutanasiere, mai multe împotrivă, da? Să vă gândiți și la alte soluții. Noi suntem la primărie și vă așteptăm să ne așezăm la masă cu respect unii față de alții, măcar cu respect, dacă nu cu înțelegere, da? Și să discutăm și să găsim soluții. Eu pot să vă spun că în momentul când voi emite acea dispoziție a primarului, prin care să desemnez persoana, voi ține cont de absolut toate părerile dumneavoastră, inclusiv de prevederile legale, și aș spune și aș îndrăzni chiar mai mult decât atât, să spun, dar fără a vă da acest răspuns, acest argument ca pe o garanție și de mâine am uitat subiectul ăsta. Nu, eu vreau să vă țin treci, da? Pe subiectul ăsta și să veniți și să mai discutăm și să găsim soluții. Pentru că v-am spus în continuare, e problema ce facem cu ăia care sunt încă pe domeniul public. Și care am convenit, să spun așa, pe ideea că trebuie capturați. Cu asta cred că suntem aproape cu toții de acolo. E cineva care e împotriva capturării câinilor de pe domeniul public? Bun. Deci iată că am căzut de acord asupra lucrurilor că trebuie să-i capturăm pe toți. Voi realiza chiar și extinderea padocului. Să suplimentezi investiție pe anul ăsta și să extinde padocul. Atât cât ne permite locația respectivă. Da? Dar, vă rog, rețineți ce m-am spus. Ajutați-mă cu adopția. Ajutați-mă cu adopția. Adopția este o soluție foarte elegantă, să spun, pentru toate părțile. Da? Păi nu, că adopția presupune și verificare și... Da? Deci, nu ne jucăm aici. Cu persoane fictive și așa mai departe. Da? Cât costă o eutanasiere? Manopera unei eutanasiere este 30 de ron. Deci asta este parla pe care o primesc eu. Unici. Manopera, fără materiale, atenție. Doi, materialele pe care le suportă primăria, bineînțeles, și manopera tot primăria suportă, includ în felul următor. Aproximativ 4 ml de exilazină. Asta vine în jur de 5 lei. 40 de lei materiale și după aia costul incinerării acelui animal care... Total. 80 de ron? 80 de ron. Dar haideți să vă spun, dacă îmi permiteți. Un kilogram, nu știu cât e kilogramul pe el. Transportul la Roma. Dar vreau să înțelegeți încă un lucru. Am 4 boxe libere, asta înseamnă încă 20 de câini. Pentru mine asta înseamnă 3, maxim 4 zile de captură. Mai plec în seara asta 10, am 6 boxe. Până săptămâna viitoare, cel târziu, am adăpostul plin. Nu vă supărați, dacă eu las acum 10 femele nesterilizate în stradă, eu în toamnă am 80 de câini apți de reproducție. De care jumătate sunt tot femele. Crește exponențial. Ce se mai întâmplă? Noi strângem câini de pe stradă, dar ei ocupă o nișă ecologică. Rămân resurse, nu în urmă. Adică spațiu de dormit, hrană de la iubitori. În loc să facem economie, cresc costurile. Adică propagăm o problemă. Nu e nicio problemă. De ce? Fac o paralelă. Mama mea este la cărnet de mărânt. Este un costă și aici în tabula. Costa și am vă respect, vreau să înțelegeți. Nu sunt fan eutanasie, am făcut-o și o voi face, chiar dacă voi strâni reacții dure din partea iubitorilor de animale. Atunci când situația necesită, o voi face. Am făcut-o fără.
Da, nu sunt fan, e eutanasie. Am... Păi sunt împotriva ei. Am următoarea viziune, adică vreau să fac poze individuale fiecărui câine, cu vârstă, sterilizat. Da, iubesc, dar nu pot să pun în pericol sănătatea oamenilor. Oamenii sunt mai presus decât animalele. Sunt împotriva... Bun, vă rog să faceți liniște. Eu, așa cum am spus, respect toate punctele de vedere. Domnul doctor, în virtutea faptului că probabil microfonul i-a dat oarește stare de emoție, nu s-a făcut înțeles. Dânsul aplică legea și legea spune că medicul de adăpost are dreptul să eutanasieze câinii bolnavi sau agresiv. La asta s-a referit. Ne-am înțeles? Da. Vedeți? Totuși să fim mai expliciți. Că pentru că deja toată lumea înțelegea că domnul doctor e fan, e eutanasiere și o să mă convingă pe mine să-i omorăm. Nu, ca să-i dau de treabă lui. Nu. Este așa, domnul doctor? M-am referit, am explicat corect? Da. Pentru că am avut o discuție cu domnul doctor apropo de ce s-a întâmplat în vară. Și v-am povestit episodul și nu vreau să-l mai iau. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor și vă aștept ori de câte ori aveți o propunere, o idee și vreau să, să fiți la fel de activ pe toate temele de discuție din municipiul Moinești, că numai așa facem lucrurile care trebuie. O seară bună, vă mulțumesc!